Ce faci, dragă? Haide că filmăm! Vă salut, dragi prieteni! Cătălin Cornea, sunt sigur că da, ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Îl știți deja foarte bine, pentru că aici comunitatea noastră are dialoguri interesante, sunt întrebări, sunt răspunsuri în secțiunea de comentarii și totodată feedback-urile pe care le primesc din partea voastră vis-a-vis de aceste teme, aceste topicuri pe care le abordăm aici pe canalul de dresaj Canin Profesional, pe mine mă încurajează să mergem mai departe, să dezvoltăm din ce în ce mai mult. Nu întâmplător mă aflu aici astăzi pentru că vreau să vă arăt o bucățică mică dintr-o abordare folosindu-ne de decoruri, de acest zid, de acest gard care eu îi numesc în mod generic parapeți. O să vedeți, ne folosim astăzi, facem dresaj pozitiv, dragii mei, da, dar facem dresaj pozitiv bazându-ne pe acel instrument numit clicker, prin care încurajăm un anumit tip de mers. O să vedeți despre cine este vorba, dar nu înainte de aceasta vă invit, bineînțeles, cu mare drag, să dați un subscribe acolo pentru cei care nu ați făcut-o deja, să apăsați pe acel clopoțel pentru a primi notificările de rigoare atunci când urcăm aici pe canalul nou clip. Clipurile noastre sunt, desigur, din multe zone ale dresajului, fie dresaj pozitiv, fie dresaj echilibrat, fie despre abordări greșite, fie despre lucruri sensibile care pe unii dintre privitorii noștri ar putea să îi deranjeze, dar este important să vorbim despre realitatea în dresaj. Ce m-am gândit pentru voi astăzi, fiind aici în acest loc, este să ne reîntâlnim cu un cățeluș, un labrador pe care îl mai vedeți aici în playlisturile noastre, ori în secțiunea predresaj, ori în secțiunea lecții de dresaj, cu care continuăm educația. Unul dintre exercițiile pe care le facem astăzi și ne folosim aici de acest culoar este mersul la pas. Dar nu un mers la pas oarecare, tragem de lesă, mergem înainte și spunem pas, ne oprim, tragem de lesă și stai pe loc. Vom folosi clickerul și încurajarea prin recompensare a un anumit tip de mers. Și atunci, pentru a învăța câinele să stea pe partea stângă, dar să nu depășească și să aibă în memoria lui motrică deja experiența de a se realinia lângă picior, ne folosim de aceste parapete. Și o să vedeți că mergem cu deplasare cu pas, ne oprim și începem ușor, ușor să facem pași înapoi. E ca și cum câinele ar rămâne în față, deja nu mai este în aliniere și de acolo apar, în ghilimele vorbind, problemele. Pentru a putea să beneficieze câinele de o reacție promptă de realiniere și astfel să aibă mai mari șanse de a fi recompensat, bineînțeles după ce declanșează markerul click, ne ducem ușor în spate. Ducându-ne ușor în spate, o să vedeți că deja câinele începe să citească limbajul corporal și începe să se dea în același timp cu noi în spate. De ce aici? Pentru că dacă n-ar fi parapetul care să-l țină pe loc, s-ar întoarce după noi. Și dacă se întoarce după noi, practic trebuie să facem din nou alinierea la pas. Alinierea la pas pe care voi deja o știți din clipurile de acolo, din lecții de dresaj sau din predresaj, pentru că am făcut aliniere la pas și cu targeting pe partea stângă sau pe partea dreaptă, am făcut aliniere la pas și prin stimulare și sugestii din lesă. O să vedeți și cu Akita, o să vedeți și cu Border Collie, o să vedeți cu mai mulți câini, doar dacă vă duceți acolo în playlisturile noastre de dresaj. Dar, având parapetul aici, câinele sesizează că noi ne ducem înapoi. Nu vrea să se întoarcă, vrea să rămână aici lângă picior pentru a avea mai mari șanse să câștige recompensa și sigur că da, începe să facă pasul înapoi. Ăla este momentul în care noi marcăm acest comportament cu clickerul și oferim mâncare. O să vedeți în exercițiul nostru, nu durează mult, nici nu trebuie să dureze mult un astfel de exercițiu, trebuie doar să ne asigurăm că patrupedul nostru iubit a înțeles cam ce vrem de la el și astfel, prin exercițiul acesta, realizăm un mers la pas, indiferent de viteză, cu câinele lipit de picior. Putem să facem asta
învățând câinele să știe că în zona aceasta se întâmplă lucrurile cele mai drăguțe. Pornim de la mișcări ușoare, să aibă și el timp să se dumirească ce vrem să facem, și atunci ia și el o decizie, una mică, un simplu pas în spate ca să rămână cu ochii la borseta sau la mâna stăpânului, și atunci primește clicul. De acolo dezvoltăm și începem să ne mișcăm din ce în ce mai mult. Atât, te duci înapoi, ține mâna acolo, ușor să-l calci. Clic. Și merge. Deci îi spui pas și înainte și înapoi. Pas. Da? Și vină. Pas. Adică pas înseamnă să fie în zona piciorului tău. Da? Rămâi așa. Bun. Pas. Pas. Excelent. Pas. Bun, vino. Pas. Și de asta când se mișcă, în loc să-i dai imediat click când a pornit, îi spui bravo și continui. Nu te grăbi. Așa, nu te grăbi. Laudă-l doar. Bravo. Da? Deci îl auzi, îl sari de la porție și dai click după încă un segment de genul ăsta. Pas. Bravo e doar pentru durată, să continui mișcarea. Bravo. Da? Fii calm, nu-i dai nimic. Spune pas. Calm, nu te grăbi. Laudă-l doar. Bravo. Te duci, se mai lansează în continuare în mișcarea cu tine și după aceea îi dai click-ul. Pas. Bravo. Bravo. Și acum, așa, și vin în față. O dată mai faci și gata, eu o să fiu distragere stând în poziția asta. Da? Bravo. Pas. Nu te grăbi, te rog. Laudă-l doar, bravo. Dar continuă mișcarea. Bravo. Perfect. Mai vii o dată. Pas. Și mai faci o dată, da? Pas. Nu te grăbești? Te-ai grăbit. Lasă-l să și proceseze oprirea ca după aceea să fie pregătit pentru următoarea schemă. Exact. Bravo. Te sincronizezi un pic. E ca la un dans în doi. Sincronizezi un pic mișcările. Îi telefonezi ce vrei să faci prin oprire, da? Pas. Și rămâi cu mâna în borsetă. Laudă-l doar. Bravo. Te oprești. Pas. Laudă-l. Bravo. Pas. Bravo. Acum dublu click. Așa, ai punctat mișcarea corectă. Vino. Pas. Te oprești acolo. Și deja pas. Te duci. Laudă-l. Bravo. Bravo. Exact. Bravo. Sper că v-a plăcut mica noastră sesiune de dresaj. Nu trebuie să ținem mult o sesiune de dresaj. Sigur că da. Avem nevoie de câteva minute pe un astfel de sistem de lucru să învățăm câinele că așa se câștigă recompensa. Ne folosim în mod inteligent de decorurile pe care le avem la dispoziție atunci când lucrăm cu câinele și după aceea nu avem decât să ne bucurăm de rezultate. Să aveți în vedere că după ce ați inițiat un astfel de exercițiu într-un asemenea loc, trebuie să treceți prin faza de generalizare și faza de generalizare implică de fapt, tot ceea ce numesc eu generic, așa cum v-am spus la început, parapeți. Și acești parapeți pot fi o mașină parcată, botul unei mașini parcate, un alt perete, un alt gard. Și acolo treceți prin recapitularea etapelor de învățare, cum am inițiat noi aici, și dezvoltați. Cu două, trei încurajări prin clicker și recompensă, câinele va înțelege imediat că este vorba despre același exercițiu și îl va performa ca atare. Cu cât, asta a fost o primă parte, cu cât câinele învață din ce în ce mai bine ce are de făcut, puteți dezvolta, puteți face exact aceeași mișcare fără parapet. Mai țineți minte când eram copii și învățam să mergem pe bicicletă, aveam două rotițe și pe rotițele acelea ne sprijineam când ne dezechilibram ori către stânga, ori către dreapta. Dar puțin câte puțin învățam să folosim ghidonul corect și deja nu mai atingeam cu rotițele pământul și stăteam doar pe două roți și apoi renunțam la rotițe. Așa este și aici. Cu cât câinele merge foarte bine lângă picior și știe unde să stea ca să declanșeze clickerul,
pur și simplu nu o să mai avem nevoie de parapeți și ne mișcăm la pas liber, în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, indiferent de contextul în care ne aflăm, fără să avem aceste elemente ajutătoare, și câinele va face exercițiul corect. Sper că v-a plăcut ceea ce am făcut astăzi aici. Discuțiile noastre din secțiunea de comentarii vă așteaptă și putem dialoga acolo, putem pune întrebări. Vă voi da tot felul de răspunsuri în funcție de ceea ce vă interesează. Puteți chiar comenta despre acest exercițiu și dacă l-ați încercat acasă, să ne scrieți și nouă aici, în comunitatea noastră, despre rezultate și dacă a funcționat. Feedback-urile voastre sunt binevenite, eu le aștept cu mare drag și pe baza acestor feedback-uri, credeți-mă, sunt încurajat să merg mai departe, să vă transmit cât mai multe despre dresajul canin și astfel să aveți ocazia să-l vedeți în realitatea lui, să aveți soluție cele mai bune, să puteți să le puneți în aplicare și voi. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați, dragii mei, că indiferent de situație, trebuie să fii un om suficient de inteligent, fie la capătul clickerului, fie ca la capătul lesei, și nu suficient de brutal pentru a putea realiza exact ceea ce-ți dorești în dresajul câinelui tău. Ne vedem cu următoarea ocazie, duceți-vă acolo sus, subscribe, clopoțel, sună bine clopoțelul acela, să știți, n-aveți decât să dați click și veți primi notificările pe care le doriți de aici, de pe canalul nostru de YouTube. La revedere!